Salutări, tovărășești! Frizerie Calină Voivodina, ca de obicei, în acțiune, ca să nu ne ieșim din mână, toaletăm o altă frumusețe, o femelă, 5 luni jumătate, o femelă care ne aparține, un câine de expoziție. Ce facem? Bineînțeles, mulgem pletele. Cum să fac să stau pe partea cu camera și să și vedeți? Cam greu. Cam greu pentru că e greu. Dai, stai. Zona aceasta trebuie să o fac scurtă. Între cot și umăr, ca să zic așa. Ia, hai stai. Stai. Așa, uite, stai. Bravo. Bun, nu este cel mai bun unghi pentru mine de a smulge părul, dar oricum se smulge. Fac un pic de efort ca să se vadă pe filmare. Da. După cum o vedeți, este relaxată, știe că tăticul o iubește. Cunoaște cu stripping-ul, cu smulsul de păr. Are un păr extraordinar. Foarte mult. Hai să lucrăm un pic și la piept. Stai așa. Hai, uite la piept. Ah, hai ca să ne vedem în cameră. Stai. Ia să vedem. Iese? Iese. Cum să nu iasă? Cum să nu iasă? Ne ducem un pic și pe lăbuțe. Bravo, stai. Ia să schimbăm cuțitul, să vedem dacă merge mai bine cu ăsta. E bine. Da. E bine, tata. Cam despre asta ar fi vorba. Ia să vedem dacă mă lasă pe cap. Foarte important să smulgem și părul după cap. Într-adevăr, nu e o plăcere pentru cățel, dar dacă îl obișnuiești de mic și scoți cu grijă și să nu stresezi foarte tare, merge, te lasă. Dar v-am spus, nu e cea mai plăcută zona corpului de lucrat pentru cățel. Dar făcând chestia asta, îi va crește capul și va arăta splendid. Vă dați seama. După cum vedeți, mă lasă, nu se agită. Asta este ideea. Atâta timp cât cățelul nu se agită, nu face miau, ham, totul e sub control. Înseamnă că este ok. În momentul când are un disconfort, el te atenționează. Mersi. Prințeso, îmi distrugi găleata. Nu știu dacă se vede. Și tot așa, îi dăm bătaie. Schimbăm flancul. Stai. Bravo, 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 bravo.
Auziți? Asta înseamnă că smulge. Cam atâta pentru această filmare. Salutări tovărășești!